Astăzi, fraților, mi-am strâns 3 prieteni youtuberi și i-am provocat la un hide and seek pe Minecraft, unde pierzătorul va trebui să primească câte o provocare de la toată lumea. Haideți să vedem cine a fost ghinionistul și cine va trebui să-și ia provocări. Vizionare plăcută! Așa, apropo, înainte să începem clipul, dați și voi un follow pe Instagram, pentru că vorbim mai multe acolo și este mai mișto să ne avem acolo la follow, să vă răspund la mesaje, așa că dați pe Instagram-ul din descriere, l-aveți chiar acum pe ecran. Și acum, hai să trecem la clip. Am revenit aici, fraților, pe Minecraft, alături de bunii mei prieteni youtuberi. Deci îi avem aici în primul rând pe Ana Banana și pe fratele ei Mario Sica. Bă, dar de ce nu mai dați cu toți în toată lumea? Și îl avem și pe Boto, fraților, pentru că v-a plăcut foarte mult când am jucat data trecută hide and seek. Am adus-o și pe Ana și vom face iară un challenge de hide and seek aici cu youtuberii. Neapărat să dați un like la clip și să vă abonați și la ei în comentarii, în descriere. Aveți acolo și canalele lor, și al lui Boto și al Anei și al lui Mario Sica. Fiți atenți. Astăzi 3-2-1. Da, Boto are un nume foarte, Luca, foarte 4, special. 5, 3, bă, lasă, nu mai postal. Contează. Nu contează, bă, numele, că ne jucăm pe Bedrock Edition. Fraților, ca să înțelegeți, challenge-ul de astăzi o să fie puțin mai special, pentru că nu doar că o să ne jucăm hide and seek, și ăla care o să găsească cei mai puțini va trebui să-și ia o provocare de la toată lumea. Adică, practic, da, Boto, practic, dacă tu nu reușești să găsești pe nimeni, de exemplu, și toată lumea găsește pe cineva și tu ești pierzătorul, o să trească să-ți iei provocare și de la mine, și de la Ana, și de la Mario Sica. Deci, o să fie destul de interesant. Trebuie să găsim cât mai mulți oameni. Fiecare o să caute câteodată și trebuie să găsim cât mai mulți oameni. Cam astea sunt regulile. Haideți să începem. Sunteți pregătiți? Până nu mai dați-ne NPC-urile astea din lobby de aici. Hai să începem. 3, 2, 1 și start. Hai să vedem. Eu mă ascund. Cine se mai ascunde? Că sunt curios. Vreau să știu cine se... Eu? Vreau să spuneți. Deci Boto ne caută. Ok, stai așa. Voi ce blocuri sunteți? Ia că m-am făcut și eu un bloc. Cine e aici? Cine s-a dus aici? Băi, care ești aici? Tu ce bloc ești? Stai, mă, că vreau să știu care e aici cu mine. Lasă-mă. Sunt cu Ana. Ia uite eu. Sunt cu Ana. Ok. Deci eu zis, sunt două blocuri mai dubioase acolo, ar trebui să mă duc, așa? Nu există așa ceva. Nu există blocuri dubioase, Boto. Aici. Ok, stai așa că știu ce fac. Gata. Gata. Ce e asta? Mi-am găsit cel mai bun loc. Eu, senzor. Ia un senzor. Are senzor. Da. Oh my god. Ok, fiecare o să avem câte 5 minute, fraților, să căutăm, ca să știți. Bro, dar oare ce s-au făcut? Bă, stai așa că e și greu să te pui cu blocurile astea. Ia, cât sunt. Bro, sunt locuri ascunse pe mapă, nu te cred. Gata. Deci, bă, eu m-am pus perfect. Aici stau, nu mă mai interesează de nimic. Uite-l pe Boto. Nu te mai interesează. Uite-l pe... Eu nu pot să mă fac. Bă, nu poți să te faci bloc solid. Nu poți să te faci. Trebuie să stai. Ia, Mario Sica, I'm here. Ți-a zis Mario Sica că e acolo. Bă, deci Boto poate să ne detecteze, să vadă cine e pe lângă el. Bă, ești de bun, nu cred. Deci 5 minute trebuie să rezistăm, fraților. 5 minute, nu uitați. Ok, bro, eu am uitat deja ce blocuri vă puteți face. Cel mai șmecher mărci îl găsiți doar pe localul.ro, pe primul link din descriere. Ia uite și pe Ana. La cine asta? Ia. Ana a fost găsită, Boto are un punct oficial. Oh my god, fraților. Luca Păzea, Luca, nu sunt nicăieri. N-ai treabă cu mine, Boto, n-ai ce căuta, Luca. Ce treabă să ai tu cu mine? Nu ai treabă cu mine, lasă-o pace. Ia, Ana Banana, a găsit-o iară pe Ana Banana. Păi și stai, Ana, tu acum cauți sau doar ai pierdut și gata? Mă uit. Ok, deci doar Boto trebuie să ne caute acum. Hai să-l vedem, pe Boto ce face. Deci caută Boto pe acolo, n-are nicio treabă. Pe acolo? Dar cum adică pe acolo? Stai. Pe undeva caută, nu știu. Pe undeva? Ai, here, Luca, look. Luca, where are you? Vizionare plăcută, Saiana. Auzi, vizionare plăcută, Boto. Ia uite. Bă, caută Boto, dar nu știu dacă... Că Luca s-o parcata aici. Nu știu dacă Boto se uită pe unde trebuie. Nu știu ce să zic de Boto. Nu, ia antenă, stai așa. Ce vreau mă să facă, bă, Boto? Luca, bro, tu mă vezi, nu-i corect, nu! Hai că îți pierd tot timpul, Boto, stai liniștit că stăm pe spate. Bro, dar unde ești? Ia, ce caută el, bă? Hai mă, Boto, că nu găsești pe nimeni, asta trebuie să înțelegi tu. Nu găsești pe nimeni. Bro, nu te cred, ce te-ai făcut? Zi-mi! Haide, mă, Boto! Ești în stradă că zic eu? Ok, îmi place, ești în stradă. Cum adică? Bă, nu ești în stradă, nu, pleacă, Boto, pleacă de... Ok, la casa cu lemn negru. Mă, cine mă la aici? Casa cu lemn negru? Nici nu știa că există o casă cu lemn negru, e Mario Sica acolo, nu sunt eu. E Mario Sica? Da, nu sunt eu. Nu te cred. Hai că mai avem 140 de secunde, Boto, stai liniștit, nu te grăbi. 140 de secunde, mamă, dar ce e aici? E ok. Uite la... Ok. Bă, nu cred.
Luca, apreția, Luca. Stai, Ana, Luca, tu cumva l-ai ajutat pe Boto intenționat, deci nu pot să cred. Deci Deci, ok, trebuie să ne asigurăm că Ana pierde challenge-ul. Trebuie să dăm target pe Ana, pentru că a jucat murdar Ana, banana. Deci a zis lui Boto exact unde se ascundea Marisica, bă, frate, bă. Mulțumesc, Ana. Cum adică mulțumesc, Ana? Păi nu-i corect. Marisica, unde este, Luca? Știi hai cumva? Hai că zic unde ești tu. Bă, fără din astea. Încă 100 de secunde. Bro, I'm here, dar unde ești, Luca? Marisica, Marisica a zis că I'm here. Deci tu l-ai găsit pe Marisica, nu știu acolo. Nu te cred. Bro, dar unde e Luca? Că era aici acolo, nu mai țipă. 90 de secunde. Nu te Luca cred. Luca.ro, cel mai șmecher mărci. Ia. Uite, mă, au plecat. O, bă, Luca, bă, ai plecat de aici, nu te cred. Eu sunt departe, Boto, eu am plecat în orașul de vacanță. Da, ai plecat în orașul de vacanță. Ia fiți antena acum, ce... Îl găsesc eu pe Luca acum. Luca, să nu chiță-i tare, încă un da? Minut, încă un minut mai am Boto. Stai liniștit că stau pe spate, n-ai nicio șansă. Bă, deci m-am pus pe spate. Perfect, n-ai cum să-ți dai seama că sunt aici. Cel mai bun loc din istoria asta, nu o să mai vezi ia, așa ceva. Tot mă zic că, bro, nu, de ce? Nu, de unde e? Minut, oh my god. N-ai cum, bă? Hai mă, Boto, mă, pe bune. Hai că râd oamenii ăștia de tine. Chiar nu poți să mă găsești și pe mine. Hai că zau un indiciu, fii atent. Ok, unde? Zi, hai, sunt repede, repede. Sunt undeva, da. Unde nu ești tu acum, sunt mai departe de tine, nu sunt în zona aia. Bă, tu mă minți. Nu, nu te mint, chiar uite, indiciul ăsta chiar e serios. Zi, da. Rece, cald. E... Vreau doar să zic că nu-ți mai văd numele acum. Ce? Nu, bă, te-ai dus pe altă parte, nu știu de te-ai dus, eu nu-ți mai văd numele deloc. Bro, dar ia, unde acum ai? Îți văd numele din nou, Boto, acum îți văd din nou ia, numele. Ia, aici ești. Nu ai știu cum, aici unde aici sunt. Aici sunt ești. Undeva unde este iarbă verde și no. Sunt fericit aici cu familia ia, mea, mă, cu familia mea de butoaie, de măsuțe. Și gata, te-ai dus, Boto, ai fost pe lângă mine. A fost Boto pe lângă mine de 100 de ori, mă, frate, nu pot să cred. Felicitări, Boto, ai găsit 2 din 3 oameni, deci stai destul de bine. Hai să vedem cine o să caute următorul. Și sunt eu, ești de bun? Nu pot să cred, eu sunt, ok. 30 de secunde și pot să vă caut. Deci eu trebuie Luca, acum. Luca, dacă ai ști ce mapă e, mamă, nu ne găsești ce? Niciodată. E, nu vă găsesc. Ok, deci eu trebuie niciodată. Să dacă găsesc măcar 2 sunt la egalitate cu Boto și nu o să fie ok, o să fie ok. Vă găsesc, zic eu că vă găsesc. Hai. 8 secunde, 7, 6. Hai că chiar voiam și să fiu din ăsta de caută, deci nu mă pricep atât de bine. 3, 2, 1 și gata, hai. Mamă, ce mă harta asta. Ok, ia să vedem ăsta. Nu sunt jucători pe aici, prin apropiere. V-ați dus toți în căsuță. Deci toți sunteți în căsuță aici. Aha. Da, pe aici n-are cine să fie. Pot să mai folosesc ăsta o dată? La cât timp pot să folosesc oare ăsta? Vezi acolo, îți arată. I'm here. Ana Banana să fie pe aici, pe undeva. Ana, fugi, Ana. Pe unde să fie Ana Banana pe aici? Ana, dă-te mai încolo, Ana. Am fugit? Da, nu știu ce să zic. Ia să vedem pe aici. Luca, pleacă de aici. Hai mă, lasă vrăjeala, că știu cum faci tu. Știu ce faci tu, Boto. Așa, du-te. Știu ce încerci tu să faci aici, Boto. Lasă că vrăjile de-astea nu merg la mine. Vrăjile de-astea, bravo, Luca. Rece, fii atent că e fix aici, Boto. Rece, dar acum ai dat bucata. Rece, ia. Nu, Luca, eram acolo. Dacă vrei să-ți dau un... Nu-ți dau. Boto, e un Boto prin apropiere nu, pe aici. Nu, sunt aici, nu, e un Boto prin apropiere, bă. Nu-i. Unde nu-i e acolo? Mă Boto-ul de pe aici? El face la mișto așa, vă dați seama că-s mega departe de el. Uite-l că-l văd. Luca, pleacă de aici, Luca. Vai. Da. Pleacă de aici. Bă, ce de-astea are pe el, nu pot să cred. Nu te cred. Du-te, mă, Luca, de aici. Nu m-ai văzut? Nu. Nu te cred. Bă, băieți, Luca face troll. Păi, nu te cred. Nu am văzut pe nimeni în tura asta, nu știu, mamă, dar ce hartă, frate. Da, și ce hartă am nimerit, ești nebun. Dacă aveam și eu ăla, era altă viață. Ia mă să vedem. Ce se întâmplă pe aici? M-am dus și, ia, dacă dau aici, e tot aici, ce că m-am dus. Du-te mai încolo, Luca, nu sta aici, du-te mai încolo. Boto. Am înțeles. Mamă, dar ce scrie lumea pe chat, că nu pot să... Deci, citiți voi chat-ul, fraților, că eu nu pot să citesc ce scrie Ana și Marisica. E prea mult pentru mine. Ana Banana e pe undeva pe aici. Unde e Ana Banana pe aici? Deci Ana Banana Ana, nu Ana, e pe aici. Vino la mine.
Mr. Rău și mie Mariusica. Bă, dar de Mariusica n-ai zis nimic, nu l-ai găsit încă. Păi nu l-am găsit, că numai tu... Opa? A, nu erau particule. Că l-am găsit pe nimeni, doar mi-a apărut... Păla de tine și de Ana, dar nu... Nu vă văd pe nicăieri pe aici, decât să fie pe la etaj pe aici. Eu eram crafting table. Bă, nu pot să cred, eu nu găsesc pe nimeni. Deci eu sunt pierzătorul. Acum vine Ana, stai. Ia, uzi, mă. Ok, bun, am fugit de Luca. Bă, și eu am fugit de Luca. Și eu am fugit nu de Luca. Nu te mă, că voi Luca... faceți numai mișto de nu, mine. Nu, bro, că erai lângă mine. Erai lângă eram mine. Lângă tine. Ia, opa. Ana, banana. Hai, Ana, Ana, încă puțin, încă 100 de secunde, Luca. Luca, bă, deja mai deci... provocare pentru tine. Nu cred așa ceva, că nu găsesc. Ia, hai mă, dă-i odată cu asta. Ana, m-a răsit că mergem puțin pe afară. Că Luca văd că mai are de căutat pe aici. Mai am puțin de căutat, dar lasă că vă găsesc acum aici, nu? Aici Luca, trebuie să fie Ana Banana. Luca, că nu ne găsești. Eu Ana Banana pe aici, zic eu, Boto. Lasă-mă că o simt. Mamă, ce-i no. Mă asta? Ana era lângă mine. Nu mai e pe aici. Bravo, bravo, Ana, bravo. Oh my god, bă, nu pot să cred, mă, port la aceleași locuri. Bro, tine, nu te cred. Du-te, mă, de aici. Bro, nu te cred, n-ai cum așa ceva. Ia, pe aici? Nu te cred. Cineva pe aici, nu e nimeni, pe nicăieri. Bă, băieți, eu mă duc să-mi fac și eu un sandwich, mă sunați voi când Luca găsește ceva, că... Oh, no. Oh, bă, de nu pot să cred. Mamă, ce ură să fiu ăla care caută. Deci, bă, să nu găsești pe nimeni. Dă Luca numărul de telefon să te sun. Auzi, să dai numărul de telefon, Boto. Ok, bine. Ia, aici. Dai și mie numărul tău să te sun pe cameră să vezi unde sunt. Nici pe aici nu e nimeni. Da, Luca nu găsește nimic. Vai, deci Luca. A trecut tot timpul din lume. Eu n-am găsit pe nimeni, să azi niștiți. Deci na, nimeni. Luca, păi... Ce să faci, Luca? Dar nici nu vă mai găsesc cu ăsta, gen. Nici măcar nu mai stiți pe aproape pe aici. Păi adică... eu am plecat, Ana, am plecat. Păi toți ne-am dus afară. Da, v-ați dus afară. Aoleo, ia să vedem ceva pe aici. Ia, no hiding players. Eu nu găsesc pe nimeni. Bă, ce-mi place să mă joc. Bă, ce-s mișto de mine. Deci uitați-vă ce bully mi-au, frate. Trebuie să fac provocări acum. Că Luca, sunt nub la hide and seek. Sunt lângă niște ouă. Da, e lângă niște ouă. Lasă ouțele. Ia, opa. Ei mă pe lângă niște ouă, dar... Nu știm noi care o. Nu te cred. Iar în același loc, frate, mi apare. Deci Boto a stat tot timpul nu, în același cred loc. Nu, cred că e buguit, mă. Luca, cred că e buguit. Du-te, uite, mă, mai de sunt aici. 10 secunde. Vino cu asta. Stai, vino. Du-te, vino mă, de aici. Uite, da aici, da aici. Bro, e uite-l, buguit. Uite-l, mă. No. Bă, păi tu te-ai arătat la final. Bă, da, am dat în tine, n-am dat în tine? Bă, da, păi asta ai dat în mine și nu. Și nu ți-ai luat damage? Nu. Bă, nu cred așa ceva. Ia, uite-te, bă. Deci, nu știu ce să zic, dacă... Dar stai, tu stăteai în altă... Păi cred că tu stăteai în altă masă, mă, da, știi, bă, uite-mă... Masă, da. A, păi n-aveam cum să dau în tine de acolo. Deci, bă, se pune că am găsit și eu pe unul, că practic te-am găsit, dar da, erai... Da, se pune. Deci se pune, măcar atâta, bă, eu nu pot... Dar tu ai stat acolo non-stop, gen? Toată runda? Boto? Da, non-stop. Ai stat tot... A, am da, înțeles. Da, non-stop am stat. Doamne, deci nu pot să cred, bă. Deci Boto are 2 puncte, eu am un singur punct. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare, fraților. Ok, Luca, deci runda... Mine. Ia, unde ești? Unde ești? Care Luca, ești tu? Bro, da, eu sunt ăsta cu... Ia, sunt cu cărți. Și eu tu sunt ăsta. Da, hai. Da. Hai că merg cu Boto, gata, Ana, eu mă duc bro, cu Boto. Bro, ne putem dacă... pune unul peste altul? Cum ar fi? Bă, nu cred că merge. cred că a sunat greșit, cred că nu. Ia, opa, ceva... nu e ce trebuie aici. Nu e bine aici. Bă, Boto, trebuie să mergem undeva mai... Ia, vezi, opa. Caută, nu-i gata. Bine. Gata, eu am găsit loc. Tu ai găsit loc? No. Eu am găsit un loc perfect. Am găsit fix aici, lângă Ana sunt. Ia să vedem. N-are, bă, cum să... Nu te cred. Ce? Cred că te-am găsit. Da. Te-am găsit? Cum bă te-am găsit? Mamă, Boto, te-ai dus. Luca, păzea că rup ușa, intru la tine acolo că nu-mi place aici. Aoleu, ce trălează Boto. Boto, da, mereu, cred că și la mine când căutam eu. Bă, te văd, care te miști acum? Luca! Bă, Boto, ce faci aici? Ia, fii atent, uite. Mă vezi? Mă vezi? Nu te văd. Uite-mă. Ok. Da. Doamne, Boto, faci mișto de mine. Ce s-a întâmplat, mă? Ia, hop. Gata. Ok, gata. Stai că nu mă... Îmi scosesem locul de ascuns. Unde-i mă, Ana?
Să că eu nu mai văd Ana. E aici. Nu e aici. Sau e aici? Poate e, poate nu e. Nu o să afli niciodată, Ana. Ce facem, mă, Boto? Doamne. Bro, tu mă mai vezi? Cred că suntem toți trei în același loc sau ceva de genul. Nu, serios, mă mai vezi? Nu. Bro, nu sunt invizibil. What? Serios? Vezi să nu te buguiești, să te vadă Ana, gen. De fapt, poate cum te vede. Fă-te un bloc, gen, și ascunde-te pe aici. Da, eu cu Boto și Mariusica suntem toți într-un loc. Dacă ne găsești Ana... Deci, Ana, tu trebuie să găsești un singur loc și gata, cam ăla e. Mă, ce se întâmplă? Tu mă mai vezi acum? Cred că nu mă mai văd eu acum. În locul unde eram. Ia, acum... Da, da. Nu, no, what? Mă, ce se întâmplă? Da, câteodată jocul ăsta se mai strică. Nasolul, că mă pun eu aici, ia. Gata. Oh, ia că suntem amândoi, ok, bine. Bă, cred că nu e bine ce se întâmplă aici, eu am plecat. Sau? Ana, ce faci, ai găsit ceva? Hai, cred că nu putem să ne ascundem gen doi același lucru sau rece, ceva de genul? Rece, călduț, ia. Călduț. Ia, ce caută Ana, bă, ne-a găsit, Mariusica, fugi! Mariusica, okay, fugi! Bine. Fugi, Mariusica, dă-i! Ai, de capul meu, de nu te... Nu te cred! Aia zic! M-a găsit pe mine, bă! Nu, eu am apucat să fug, am apucat să fug, bravo, du-te! Deci m-a găsit pe mine, Ana, bă, mai erau 150 de secunde! Ia-ți-mă, ce să fac! Hai, de capul meu, ia uite, hai să vedem ce o să se întâmple acum! Sunt aici, ia, Luca, mă vezi? Bă, dar eu nu pot să dau spectate pe voi sau ceva, nu? Nu te cred! Eu nu știu unde sunteți voi! Dar cred că n-au auzit, bro! Cred că aude, nu? Cred că nu știu dacă aude sau nu, habar nu am. Eu nu știu unde ești tu, Boto, eu mă uit pana acum. Și... Ia să vedem, unde e, mă, Boto? Să-mi dau seama, dacă îmi dau seama unde ești. Ia, da, Luca. Dar îmi place că Mariusica n-a avut nicio treabă toată tura. Cred că a stat undeva de... Nu cred că a te trecut Ana pe mine, Luca? Deci întrebare pentru Luca Luc. Ia zi, Mariusica, ce întrebare ai pentru Luca Luc. Zi o întrebare, facem un Q&A aici. Luca. Încă 100 de secunde și Ana m-a găsit doar pe mine. Hai de capul meu. Ia uite ce caută. Nu ne găsești, Ana, nu-i găsești. Ana, chiar găsi m-audi nimic? Nu aude, bă, nimic. Dar nu știu dacă din găitul ăla se aude gen unde persoana de se ascunde sau se aude gen random. Bă, și... nu, că mă joc aici la ceva. Ia, m-a găsit Luca. Pe mine, Ana. Eu trolez fan asta că stau lângă... Bă, dar tu vezi că e buguit? Că dacă stai lângă ea, că... Da, pe mine n-ar trebui să mă vadă chestia. Ia, de câți litri de apă are nevoie un om să supraviețuiască pe zi? Bă, nu știu să supraviețuiască. Nu. De supraviețuit nu știu cât, dar e recomandat să bei 2 litri pe zi. Dar gen, nu mai sta așa, dar eu nu stau lângă tine, doar mă uit, adică nu stau intenționat sau ceva. Chiar mă uit pe aici, dar nu știu unde uite e. Uite că lasă așa deschis. Uite, am plecat poate... de la tine. Dar nu știu, bă, nu știu unde e lumea, caut și eu pe aici, chiar nu știu unde e lumea. Adică eu văd doar pana cum vă caută și atâta. E recomandat să bei 2 litri de apă pe zi, dar nu știu cât ai nevoie să supraviețuiești, gen, habar n-am. Da, Mariusica, unde e? Tu vezi că nimeni nu-l găsește pe Mariusica niciodată? Bă, pe bune, Mariusica e prea bun la jocul ăsta sau nu știu ce se întâmplă, cred că dacă puneam puncte pe ascuns era regele. Nici eu nu știu. Dar vezi că tu l-ai găsit pe Mariusica de fapt, nu l-am găsit eu și Ana. 30 de secunde, Ana m-a găsit doar pe mine, hai să vedem. Deci până acum Boto e regele, bă. Nu te cred. Ia, 20 de secunde, ia, opa. Nu, pleacă. Face mișto Boto, cred că e la 200 km distanță. 14, 13, 12, 11, 10. Hai de viața mea, să facem o pauză, să schimb și o tricou, 10, că nu mai pot. Dă tryhard la hide and seek. Bro, dar am lăsat 6, asta deschisă, nu te 5, cred. Nu 4, te cred că nu m-am văzut. 3, 2, 1 și gata, bă. Aia deci, zic. Oficial, eu și Ana suntem la egalitate cu un punct și efectiv Boto ne bate pe toți. Mariusica, tu acum, dacă nu găsești pe niciunul, ai pierdut. Și dacă nu, găsești unul, ești la egalitate cu toți. Gen. Ok, deci o să fie interesant. Hai să vedem. Dar eu zic că Mariusica ne găsește pe toți acum, că el e profesional, player profesional, neighborhood. Dar pe astea am jucat, deci sunt doar 3 hărți. Ok, da. O să jucăm iară pe prima hartă atunci, presupun. Sau pe care să... Sau să jucăm pe a doua, pe prima, hai că o lăsăm pe prima atunci. Hai să vedem. Ultima tură, fraților, și Mariusica. De fapt, nu știu că e ultima, sper să fie ultima tură. Depinde cât reușește Mariusica să găsească. No, Mariusica ne bate pe toți, Luca. Fii atent, dacă Mariusica nu găsește niciunul, a pierdut din prima. Ia, cine e aici? Găsește, eu sunt. Cred că e Ana. Nu, eu sunt aici, care eram cu tine. A, tu ești? Da, eu sunt. Cu verde așa, eu sunt. Fii atent.
Așa. Bă, dar tot... Ok. Stai, mă, eu acum mi-am dat seama, noi nu putem să facem același lucru, noi de-aia ne facem invizibil. Da. Că tu îmi iei blocul cum ar veni, dar poți să te faci din ăsta la altul și eu mă fac de ăsta, știi ce zic? Gen, să te faci de ăla. E bun, 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 hai. Bă, mi-ai luat ăla. Așa. Gata, gata. Gata. Ok. Ok. Și poți să stai pe aici, eu cu botul venim la pachet mereu. Ok. Deci dacă ne găsești... Ia. Mamă, dar trebuie să ai precizie să te bagi aici în astea. Să fii una cu blocul. No, pe Luca nu, n-aveți cum să-l găsiți. What the fuck, Luca? Nu, chiar, no. Da, păi și data trecută am fost la fel. Data trecută. Numai că eram masă. Mamă, s-a lăsat liniștea. Ok, sper că m-am băgat destul de bine. Nu prea ai cum să-ți dai seama. Adică, pe bune, cred că sunt aproape perfect chiar. Ia să vedem. Dar e greu să te bagi. Hai să vedem, bă, să fie Mariusica ăla care nu găsește niciunul, gen chiar așa. No, hai să vedem. Mariusica pe toți ne găsește. Bă, facem eu, pariu. De obicei Mariusica vezi că se pricepe la hide and seek așa, adică eu chiar am încredere în el. Hai Mariusica să te văd. Ia, mie îmi place cu Boto, cu botnul. Ce botnul, bă? Ce? Butonul. Cu butonul. Find the button, zice Ana. Bă, n-am mai jucat de mult un find the button. Ar trebui să mai jucăm și un find the button. Eu stau aici, beau apică. Stau pe spate, nu mă interesează de nimic. Hai, mare ce, bă, Boto, tu mai ești pe aici cu mine? Unde ești tu? Da, sunt aici, ia te văd. Ia, unde ești? Sărși tu. Aici, uite. Gata, mă. Mamă, vezi că... Bă, băi, tu iară te buguiești sau ce faci? Da, m-am băgat una în alta. Nu, adică, nu, sunt bine, sunt... Mamă, Luca. Tu vezi cine se îndreaptă spre noi, nu? No. Cine se îndreaptă? Ana Banana se îndreaptă. Luca, uite-te în stânga. În stânga? Ia. Ce se întâmplă, mă, aici? Bă! Da, și Boto e gură spartă. Gură spartă, bă. Da? Hai că m-am dus. Nu! Ok, Mariusica oficial a găsit doi oameni. Hai, bă, că fai mișto, Boto. De ce ai zis? Hai să vedem dacă e regele. Are 160 de secunde să o găsească și pe Ana. Și ia să că mi-a dat mie. Dar lasă, oricum. Oricum, stai liniștit, Mariusica, că deja ai găsit doi, câți mai vrei să stai? Stau să mă uit la tine. Cum ar fi să câștige Mariusica? Păi, bă, cred că are șanse destul de bune, că e la egalitate cu tine. Oricum, da, da, știi ce urmează? Ia! Nu te cred, oh my god! Nu! Nu cred! Nu te cred! Bă, deci, oficial, fraților, Mariusica este regele. Bă, regele este. Ok, fraților, deci pentru că oficial Boto are 3 puncte, Mariusica... Nu, pardon, Mariusica are 3 puncte, Boto are 2. Și eu cu Ana suntem la egalitate cu un singur punct. Am zis să facem așa, o să mai dăm o rundă și să sperăm că o să rască să dăm până pică cineva să ne caute dintre Boto și Mariusica. Eu și Ana să ne ascundem amândoi și ăla care a găsit primul, ăla a pierdut oficial. Hai să vedem, start. Ana, te ascunzi? Eu mă ascund. Ia să vedem. Da, ok. Ok, deci Boto ne caută și acum eu cu Ana ne vom ascunde și primul care este găsit, ăla a pierdut de tot challenge-ul și trebuie să-și ia provocări de la toată lumea, ok? Hai să facem așa, să vedem okay, ce... Ok, să nu vă ascundeți prea bine, da? Ascundeți-vă cu Ana, vedere s-o găsești așa. Și tu pe Ana, atâta te rog, Boto, altceva și n-am. Și dacă te-aș găsi pe tine? Dacă te găsi pe mine, nu mai ce vorbi cu mine, nu mai suntem prieteni. Nu, adică, stai, bă, nu vreau să fiu dramatic sau ceva, dar... Trebuie să câștig runda asta. Oh, mapa asta urâtă, bro. Ok, gata. Hai, eu stau pe spate. Deci dacă mă găsește Boto pe mine primul... Instant te găsesc, n-ai cum așa deci ceva. Deci m-am pus prea bine, Boto. Nu ai cum să mă găsești prea aici. Prea bine te-ai pus, Luca nu te pune pe spate, că e grav. Hai, bă, că Ana se... Bro, nu-i nimeni aici? Îți dau 100 de lei dacă nu mă mor pe mine. Bă, Ana, nu mituiește. Ok, îmi convine. Cum vine chestia asta? Nu-i corect, bă, nu. Fără de-astea. Ok, hai să vedem. Deci chiar sunt curios. Bă, mie mi se pare că eu chiar mă ascund destul de prost de obicei. Adică de obicei chiar cred că sunt găsit primul. Deci Ana are niște șanse realiste. Bro, nu-i nimeni aici. Cineva e dovleac. Cum bă e dovleac cineva? Cineva e dovleac? Luca, tu ești un dovleac, eh? Nu cunosc dovleci okay, personal. Ești dovleac, eu nu cunosc niciun dovleac. Nu pot să mă pronunț. Nu cunoști, Luca. Nu știu, bă. Nu știu, ce bă. E de la pachet verde. Ce pachet verde, bă? Verde. Lasă pachetele verzi. Ok, pachet verde. Haide, bă. Și-a luat cineva damage, bro. Ia. Ce și-a luat damage? S-a aruncat cineva de la etaj. Bă. Ana Banana. E Mariusica. Nu te cred, bă, da.
Marisica. Cred că Ana, 100% Ana. Marisica, da, Marisica, mă, uite, face troll, Marisica, că pe el nu-i pasă, gen, el oricum a câștigat. Unde-i Marisica? Bă, Marisica, te ține distras și tu nu-i mai găsești pe noi. Nu te cred. Bă, Marisica, bă, unde ești? Haide, bă, Boto, 20 de secunde. Cred că o să câștigăm cu toții, gen. Mai sunt 200 de secunde, cred că și eu și Ana. Trebuie să-i găsești pe ei. Ce se ascunde, Marisica? Ia. Uite, Ana, banana. Opa. Ia. Oare? Hai, bro, ia fii antena, Ana. Să găsească pe Ana. Zau un milion. Pregătește banii. Ia. Oh, ok, bă, nu cam îți dau 2 milioane eu, îți dau 2 milioane. Oh, ok, bine. Așa că n-are 3, Ana minte, n-are 3. Nu există. Ok, bine. Ia. Ana, ia banana. Și Luca? Ia Ana, Luca banana. Să fii pe aici. Îți dau mărci, Luca. Mamă, cel mai șmecher mărci, nu Boto, că îți dau eu mai mult mărci, hai. No, da, bă, dacă e vorba de mărci, mă bag, mărciul cel mai șmecher. 160 de secunde. Haide, bă, unde e Ana? Prea greu. Chiar sunt curios unde o fi Ana acum. Chiar sunt mega curios. Bro, dar non-stop numai pe Ana mi-o dă. Nu pana. Ai așa ceva. Am, păi găsești, știu, pana dacă tot ți-o dă numai pana. Adică, bă, nu cred. What? Bă, cum e posibil? Aștept mărci, Ana. Cum e posibil? Dar unde era Ana? Vreau și să văd pana. Chiar sunt curios că era foarte aproape. Coboară jos, erai jos. Bă, ia, deci tot îi dădea ăla că e Ana acolo și de fapt eram eu lângă și nu înțelegeam. Unde e Ana? Doamne. Ana, sar că nu dau în tine. Unde mă, Ana? Unde era? S-a băgat aici în pământ? Deci, fraților, pe mine m-a găsit prin... Bă, dar ce soartă am avut, frate, ce... Uite, mă, dovleacu, am găsit dovleacu. Uite, uite, că e da, bine... Uite, bă, aici. Să te ia un dovleacu. Bă, am zis că nu... Am zis că nu vii sus din prima. Tu te-ai dus pe sus, pe de-astea. Aia, acum ce să faci? Deci, fraților, aparent eu am ieșit pierzătorul. Asta este, nu am ce face. Dacă ăsta mi-a fost norocul. Mi-am întrebat prietenii ce provocare vor să-mi dea, pentru că mă gândeam că o să-mi dea ceva de făcut acum, dar ce credeți? S-au gândit ei așa, sau au stat ei puțin și s-au gândit, bă, ce provocare să-i dăm lui burgerul ăsta, și s-au gândit până la urmă să fac ce vor ei 24 de ore, toți 3. Deci practic ei au aceeași provocare. Într-o singură zi va trebui pe serverul nostru de Minecraft, pe orașul Burger, să fac tot ce-mi cer ei. Dar asta o să vedeți într-un clip viitor. Așa că dați un like dacă v-a plăcut și vreți să mai facem challenge-uri din astea, lăsați acolo comentarii. Eu am fost Burgerul vostru preferat și o să fie niște zile destul de interesante, pentru că ieri am făcut un challenge cu Boto și o să trească să facă el tot ce zic 24 de ore, și acum trebuie să fac eu 24 de ore ce vor prietenii mei. Deci o să urmeze clipurile astea și o să fie foarte mișto. Dați acolo un subscribe ca să fiți notificați când o să punem și clipurile astea, că o să filmăm și provocările astea. Și ne-am zis pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa!